Mesaj ambigu din partea premierului Natalia Gavrilița în legătură cu rata înaltă a inflației. Întrebată cum e posibil ca în Moldova rata inflației să fie mai mare chiar și decât în Ucraina, care este în război cu Rusia, premierul a răspuns că Moldova este țara cea mai afectată de război, inclusiv deoarece suntem înconjurați de Ucraina. Noi suntem cea mai afectată țară de război din Ucraina, în afara Ucrainei. Inclusiv din cauza că suntem înconjurați de Ucraina. Avem cu România doar podurile care ne unesc și nu le putem crește peste noapte, deci nici lățimea lor, nici nu putem adăuga poduri noi ca să reorientăm mai eficient economia. Portul de la Odessa era principalul hub pentru tot comerțul nostru și au crescut, pentru alții au crescut prețul logisticii și transportării. Natalia Gavrilița a mai spus că nici nu poate fi comparată inflația din Moldova cu cea din Ucraina, deoarece țara vecină se află în stare de război, iar acest regim presupune o reglementare mai dură a prețurilor de către autorități. În plus, șefa guvernului a atenționat că Ucraina este și un mare producător de bunuri, iar în Moldova importă cele mai multe produse. Natalia Gavrilița a menționat că ani la rând guvernanții nu au creat un mediu concurențial sănătos pentru afaceri și investiții, iar economia a stagnat. Precizăm că în luna aprilie Republica Moldova a înregistrat cea mai înaltă rată a inflației din Europa, de 27%. Asta în timp ce în Ucraina acest indicator a ajuns la nici 17%. Totuși, Banca Națională a Ucrainei prognozează o inflație de peste 20% până la sfârșitul anului, în timp ce guvernatorul BNM a admis o inflație de 31% pentru Moldova în 2022.